Peste 1000 de elevi calcă săptămânal pragul Clubului Copiilor din Dej. În cadrul clubului funcționează 13 cercuri: ecoturism, informatică, matematică, chimie experimentală, pictură, muzică instrumentală, fotografie, etnografie, folclor, aeromodele, gimnastică ritmică și dans modern. Sunt cursurile pe care peste 1200 de elevi de geni le frecventează săptămânal. Mai multe aflăm de la directorul Clubului Copiilor din Dej, Vasile Țâra. Săptămânal frecventează activitățile de la club un număr de aproximativ 1250 de elevi. Activitățile având loc câte două ore săptămânal. Elevii participă în timpul liber, inclusiv sâmbăta, și vin aici din plăcere. Noi în fiecare an propunem posturi noi, numai că, având în vedere situația actuală, e greu de obținut suplimentare de posturi. Însă vrem să diversificăm, mai ales pe latura sportivă, unde la nivel de Dej sunt puține sporturi. Anul ăsta am început și basket pentru fete pe terenul nou construit, tenis de câmp, volei. Spuneți-mi, cum vă explicați numărul mare de elevi care vin să frecventeze Clubul Copiilor? Păi, în primul rând că nu toți au posibilitățile materiale acasă să-și procure, mai ales la calculator, fiindcă sunt și copii defavorizați sau cu posibilități reduse. Aici au un mod plăcut de a-și petrece timpul liber. Mai mult în prezent la Clubul Copiilor din Dej au loc lucrări de reabilitare a clădirii principale. Fațada clădirii, precum și interiorul, sunt finalizate, urmând ca în perioada următoare să fie terminat atât terenul de sport, cât și vestiarele. În momentul de față s-au obținut fonduri pentru reabilitarea termică a clădirei centrale și mărirea sălii de sport, precum și construcția vestiare și duș, grup social propriu. De unde provin fondurile? Fondurile de la Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Și când va fi finalizată lucrarea? La începutul lunii noiembrie. Și practic ce va cuprinde? Un teren de sport? Teren de sport, sală de gimnastică și, așa cum am spus la început, reabilitarea termică a clădirii principale. Să înțelegem, practic, de la începutul lunii viitoare copiii... Sperăm că se termine șantierul, da. Deci în contractul semnat cu firma este data limită de finalizare a lucrării, este 2 noiembrie. Bun.